Da, am revenit în direct la Impact în Campus TV. Vă reamintesc invitatul acestei emisiuni, domnul director Ionel Banu, directorul colegiului BPHD din Buzău, colegiu care ne face mândri pe noi buzoienii. Am prezentat și la începutul acestei emisiuni un top al liceelor naționale unde HD-ul figurează pe locul 2 din 1200 de licee și grupuri școlare din țară. Ca să nu credeți că vă mint, avem pregătit un carton cu acest top. Iată-l, locul 1, Colegiul Național Sfântul Sava din București, locul 2, Colegiul Național BPHD, locul 3, Colegiul de Informatică Tudor Vianu din București și locul 4, Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Noi am prins în acest tabel doar primele 4 locuri. Am încercuit eu acolo cu roșu la HD-ul, locul 2, faptul că la bacalaureat media obținută de acest liceu a fost una senzațională, 9,06, de asemenea o medie foarte bună pentru un HD, 9,63 și la admiterea în clasa a 9-a. Și rămăsesem dator din prima parte a emisiunii, domnul director, cu un scurt comentariu și vis-a-vis de olimpici. În acest top a contat cu 10% și performanțele obținute de elevii dumneavoastră la olimpiadele și concursurile naționale. Nu știu dacă e o notă sau mai degrabă acolo un coeficient, 1,14. Este un scor, un scor care, da, se obține din punctaje ce se acordă pentru premii, mențiuni și medalii, dar și pentru participare la Olimpiade Naționale. Aici, de asemenea, trebuie să punctăm faptul că HD-ul stă foarte bine. De stăm bine, da? Cu 1,14. Foarte bine. E o creștere și aici față de anii precedenți? Este o creștere în ceea ce privește numărul de premii care s-au obținut. Mult mai multe premii 1, 2 și 3 față de anii anteriori. Deci rezultatul este foarte bun și aici. Bun, dar eu mă gândeam și încerc scuze că vă întrerup, domnul director, ca să trecem la, pe locul 1 vreodată, dacă vom reuși să-i depășim pe ăștia de la Sfântul Sava din București. Cred că e loc de mai bine, nu aici la Olimpiade și concursuri naționale. Poate trimiteți pe toți anul viitor. Noi ne dorim lucrul acesta, să obținem cât mai mult la Olimpiade și concursuri naționale, însă vă dați seama că se acordă un singur premiu 1, un singur premiu 2, un singur premiu 3. Este foarte greu să ajungi până aici. Faptul că avem la istorie două premii întâi, că uite, la spaniolă am comentat Andra Negoșanu premiul 2 la limba spaniolă, care nu se studiază în HD, însă a găsit profesoară în Buzău, Mariana Dobre, cu care s-a pregătit, nu este singura. Și a mers la olimpiadă, deși nu face la clasa spaniolă? Incredibil. Și a luat premiul 2. Da, a luat premiul 2 pe țară. De asemenea, noi am venit foarte puternic la limba germană de la concursuri anul acesta și Rareș Dura și Cătălina Badea au venit foarte bine clasați. De asemenea, avem tradiție în ceea ce privește premiile obținute la limba latină. Am participat și la Arpino și la Venosa la concursul internațional în acest an. O spun încă o dată, deși s-au făcut valuri atunci când presa buzoiană a remarcat și noi a trebuit să spunem lucrul ăsta. Cucu Cristi a reprezentat România, iar echipa României s-a clasat pe locul 2 la Arpino, chiar dacă unii au crezut că furăm rezultatele altora. Nu. Ministerul a făcut calculul, a ieșit că România este pe locul 2. Noi am dat publicității lucrul acesta pentru că elevul nostru a fost acolo. Apoi, copiii care au fost la științe sociale, la matematică, la limbă și literatură română, copii foarte buni care s-au întors de la olimpiade cu premii. Deci sunteți mulțumit și de rezultatele obținute la olimpiade, deși poate să poate încă și mai bine, dar forțez eu nota ca să conchidem cu tabelele, domnul director. Mai am două tabele de prezentat în această emisiune. Să vedem și clasamentul liceelor buzoiene, da, conform acestui top cu mediile combinate la admitere la bacalaureat și rezultatele la olimpiadele naționale.
Iată, locul întâi pe județ și locul 2 la nivel național, Colegiul BPHD-ul. Locul 2 pe județ, 104 la nivel național, Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău cu 7,72. Locul 3, Liceul Pedagogic Spiru Haret. Locul 4, Colegiul Național Alexandru Vlahuță Râmnicu Sărat. Locul 5, o surpriză, zic eu, Liceul Teoretic Radu Vlădescu Pătrlagele, 7,8 media, iată înseamnă că se face carte și la Pătrlagele, carte bună, de calitate la Pătrlagele. Mergem mai departe, locul 6 în top, Colegiul Economic, locul 7, Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman, locul 8, Ștefan cel Mare din Râmnicu Sărat, locul 9, Liceul cu program sportiv, dar văd că au o notă acolo sub 5, în fine. Locul 10, Grupul Școlar Tehnic Nehoiu, 4,63. Deci am prezentat și cam care ar fi cele mai bune licee buzoiene după, după Colegiul BPHD. Bun, mergem mai departe, domnul director, cu o întrebare oarecum dificilă pentru dumneavoastră. Sunteți pe cai mari, da? Aveți laurii pe creștet în acest moment, după rezultatele astea bune obținute și la bacalaureat, și la admitere, și la olimpiade. Dar campionatul ăla s-a terminat, da? Urmează un nou sezon și înclin să cred, sau știți, chiar așa e, să împrumut o formulă din sport. Să zice așa că e mai ușor să ajungi pe locul întâi sau pe locul 2, dar e mult mai greu să te menții acolo. Va fi un an al naibii de dificil ăsta pentru dumneavoastră, pentru că așteptările sunt foarte mari. Păi, dacă observați cifra 13 din coada lui 2000, ne-a fost de ajutor, nu-i așa? De bun augur. Anul școlar începe tot cu 13, 2013-2014. Înseamnă că vom avea un an școlar de asemenea foarte bun. Să știți că nu este un scop în sine să ne clasăm pe locul 2, iată, în țară. Ceea ce vorbim noi tot timpul este că HD-ul trebuie să aibă o cultură organizațională extrem de puternică și o are, să aibă o stare de spirit extrem de favorabilă în toate momentele de parcurs pe un an școlar. Și lucrul ăsta se întâmplă, se va întâmpla și în anul școlar următor. Sunt cele două forțe, elevii și profesorii. Sperăm că părinții o să ne ajute în continuare să desfășurăm actul educațional în HD-ul așa cum trebuie, pentru că în HD-ul copilul, am spus, trebuie să vină să învețe 4 ani de zile, iar noi să-l șlefuim din perspectiva caracterului. Nu vizăm un loc la nivel național, numai că dacă mergem într-o confruntare, pentru că olimpiadele până la urmă se constituie în concursuri și rezultă o ierarhie. Păi, HD-anul merge acolo ca să câștige. Asta trebuie să fie starea lui de spirit. Asta înseamnă că excelența și performanța vor fi țintele noastre și pentru 2013-2014. Apoi, elevul trebuie să fie antrenat, cum se spune, de către profesor. Avem corp profesoral de excepție care poate să conducă în continuare elevii la rezultate pe măsură. De asemenea, cred că și starea materială în școală, dotările, dacă ele vor fi îmbunătățite cât de cât, deocamdată avem ceea ce ne trebuie, să știți că avem tot sprijinul primăriei municipiului Buzău. După ce s-a încheiat examenul de bacalaureat, după ce s-a încheiat examenul de admitere, am fost extraordinar de fericit în momentul în care am primit un telefon de la domnul primar, dr. inginer Constantin Boșcudar. Domnul director, vă felicit pentru rezultatele pe care le-au obținut elevii și profesorii HD-ului în acest an școlar. Lucrul ăsta l-a făcut și atunci când a premiat copiii pentru olimpiade naționale și știți că și președintele Consiliului Județean a premiat domnul Cristi Băgiu elevii buzoieni. Domnul primar însă a avut momentul ăsta în care s-a gândit că profesorii și elevii HD-ului trebuie să primească, cum să spun, un atu.
ceva în plus acolo. Ați obținut rezultatele astea, eu le-am remarcat și iată vă felicit pentru ele. Nu este puțin lucru să se întâmple lucrul ăsta în Buzău. Da, lăudabil gestul lui că v-a sunat să vă felicite, da. Dar vreau să vă mai întreb ceva, domnul director. V-a întrebat cumva domnul primar, domnul director, ce mai aveți nevoie ca să vă ajutăm și noi de la primărie să menține ștacheta la fel să de sus? Să știți că de fiecare dată face lucrul acesta. Este extrem de apropiat de învățământul buzoian. Școlile din Buzău, după părerea mea, au ce le trebuie. Numai că trebuie tot timpul să știi, să ajungi la primărie atunci când ai nevoie de ceva. Dintr-o discuție, comunicarea este extraordinar de importantă. De ce ați mai avea nevoie, domnul director noastră la HD-ul, din punct de vedere, nu știu, material și al dotărilor pentru a obține rezultate și mai bune? Noi trebuie să terminăm ceea ce s-a început ca și construcție. Este centru de informatică la care se lucrează în prezent. Avem ceva dificultăți acum pentru că sunt alte prețuri și firma constructoare nu poate să lucreze în pierdere sau să piardă foarte mult. Trebuie terminat acest centru de informatică pentru că spațiile pe care le avem nu sunt tocmai la nivelul pe care ni-l dorim. De asemenea, dotările în centru de informatică și știu că se va lucra în sensul acesta și o să cerem ajutorul și Asociației de Părinți din Colegiul Național Bogdan Petrecei Coasdeu și cred că o să-l obținem pentru că trebuie să îmbunătățim performanța calculatoarelor pe cine care cine a dat principalii bani pentru centrul de informatică? Primăria? Centrul de informatică, până acum Ministerul Educației și veneau acele rețele de calculatoare, dar nu am mai primit din 2007 așa ceva și Primăria Municipiului Buzău. Toate cheltuielile în momentul de față pe care le suportă o școală sunt cu banii Primăriei Municipiului Buzău. Cam în ce proporție e terminat centrul ăsta de informatică? Este aproape 70% în momentul de față, ca și internatul HD-ului și sperăm să obținem acordul să reîncepem lucrările și aici. De asemenea, deci dumneavoastră nu mai aveți internat la HD-ul? Noi nu mai avem internat pentru că trebuia să fie reabilitat. S-a făcut un proiect foarte mare, foarte frumos. Am avut lucrări de miliarde bune în anul 2007-2008. Banii au fost alocați de către guvernul de atunci pentru că era pe fonduri guvernamentale. Guvernarea care a urmat însă, din păcate, ne-a alocat fonduri foarte puține, infime. Și lucrările pur și s-au simplu, stopat. La un moment dat, chiar a fost o bătaie de joc la adresa HD-ului. A fost domnul Banu, n-a fost doamna Udrea la dezvoltare? Eleva dumneavoastră de la HD. Da, știți că chiar la dumneavoastră în emisiune am intervenit odată să tacă. Să tacă pentru că nu a ajutat în niciun fel această școală. Totul este imagine ceea ce face. Păi n-a sunat-o dumneavoastră sau colegii dumneavoastră? Ba da, am încercat să știți. Cred că aveți colegi în activitate care poate au avut o elevă. Nu poți să te duci să ceri, vrem neapărat banii de aici. Dar, cum să spun, un lobby putea să fie făcut. Erau, nu v-a ajutat deloc, erau fonduri care puteau să fie alocate, au fost începute alte lucrări și lăsat de izbeliște HD-ul. Eu zic că era bun internatul ăsta, nu? Până la urmă pentru elevii este din județul chiar, Buzău care... Să știți, când stăm de vorbă cu elevii și nu numai directorul sau noi, echipa managerială, domnul Țepeluș, domnul Anca Florea, eu, stăm de vorbă cu elevii, ci și profesorii. Când stăm de vorbă, chiar ne și spun că le-ar fi absolut necesar internatul. Sunt copii care au făcut naveta de la Râmnicu Sărat. Eu am un elev la clasa 9 C, trecută 10 acum, excepțional băiatul acesta, care mi-a spus direct, mi-este foarte greu acum spre sfârșitul anului școlar, obosise, pentru că el era în fiecare numai zi, de 10 și... O oră dus, o oră întors, exact, cel puțin exact, până la Râmnicu Sărat, exact. E mult. O să încercăm, dacă terminăm acest centru de informatică, deasupra noi avem mansarda, sunt acolo câteva camere, poate că vom reuși să cazăm câțiva dintre copiii care fac... Deci nicio șansă, înțeleg.
domnul director, ca pe parcursul anului școlar 2013-2014 să terminați centrul de informatică și internatul. Nu. Măcar unul poate dintre ele. Poate până în vara viitoare să terminăm lucrul acesta. Am avut o speranță mare că vom termina în această toamnă, dar deocamdată nu. Sper că avem înțelegere din partea primăriei municipiului Buzău, pentru că primăria trebuie să preia aceste lucrări. Bun. Și arieratele au fost plătite, nu mai avem nicio datorie la constructori, am fost în proces, au câștigat, bineînțeles, procesele, așa, în momentul de față va trebui să reluăm lucrările, dar trebuie să ai siguranța că vorba unuia e bani pentru chestia asta. Da. Domnul director, a mai rămas o lună, da? Până, sau nici măcar o lună, până când va începe noul an școlar. Sunteți pregătiți pentru noul sezon, pentru noul campionat? Dând la o parte ceea ce am vorbit acum despre construcțiile începute și care adică va trebui sările să sunt le... Așa, școala în momentul de față arată bine. Am reușit, tot cu banii primăriei municipiului Buzău, să zugrăvim cu forțe proprii, cu oamenii noștri, clădirea 2, vechiul internat, da? Clădirea 2 a colegiului arată foarte bine, avem oameni responsabili, femei de serviciu și muncitori, puținii care au rămas au știut să-și facă datoria pe parcursul acestei veri. Ei n-au luat vacanță, deci... Au fost în concediu, dar când au revenit, la sfârșitul lunii iulie, au intrat în plin și școala arată foarte bine. Ne așteptăm elevii în așa fel încât să începem cu forțe noi și în forță. În forță, pentru că, vă dați seama, ne obligă locul acesta. Bun, ne apropiem de finalul emisiunii, domnul director. Mai am câteva întrebări și aștept răspunsuri cât mai concise din partea dumneavoastră. Anul trecut, tot așa cam pe vremea asta, când am ținut o emisiune de genul ăsta vis-a-vis de colegiul pe care îl conduceți, v-am întrebat și vis-a-vis de profesorii cărora țineți să le mulțumiți pentru rezultatele foarte bune obținute pe parcursul anului respectiv. De data asta, domnul director, pe cine premiați așa în public aici la Campus TV? Păi, în primul rând, trebuie să spun că am colegi care știu să respecte această școală. Ce înseamnă respect față de HD-ul? Respect față de elevul care vine la HD-ul și de familia acestuia. De asemenea, se adaugă aici respectul față de colegul său. Noi trebuie să ne unim mai mult în acest an ca să menținem ceea ce am dobândit până acum. Bineînțeles că atunci când vorbești de corpul profesoral de la HD-ul, trebuie să remarci de fiecare dată oameni care s-au impus și în anii anteriori. N-ai cum să treci peste Bogdan Enescu sau peste Dănuț Solcan, peste George Tarara, peste apropo Alin de profesor Burta, peste Iulia Lazar. Nu poți să nu îi amintești peste Eugenia Hristache, Madi Mocanu, dar și ceilalți colegi care sunt atât de bine intenționați în tot ceea ce fac. Sunt diriginți la clasele de gimnaziu. Elena Năstăsoiu, de exemplu, care se ocupă excepțional de clasă. Iulia Lazar. Așa îi formăm. Să știți că aceștia, elevii noștri de gimnaziu, avem câte o clasă numai acum două, de a șaptea, în rest a șasea, una a cincea, una a opta, una. Elevii aceștia știu ce înseamnă HD-ul încă de mici. Vă dați seama, dacă ei rămân 8 ani de zile în această școală, cu ce pleacă ei în suflet din HD-ul și cât de tare vor purta școala asta? Deci sunt colegi extraordinari. Și de clasele colegii de gimnaziu, mei, da? Din echipa de conducere, domnișoara Anca Florea și Laurențiu Țepeluș. Oameni extraordinari de bine pregătiți, oameni care știu ce înseamnă să realizeze programe în această școală. Suntem cei care ne organizăm foarte bine și avem în jurul nostru colegi. Chiar dacă sunt și oameni care cred că noi ne lăudăm. Nu am venit niciodată să vă cer, domnule, vreau neapărat să vin într-o emisiune la dumneavoastră. M-ați invitat atunci când au fost momente, iată, de bilanț, unul de grație momente sau momente deosebite. De bilanț. Școala asta merită. Oricine ar fi conducătorul acestei școli,
trebuie să vină și să spună ceea ce a făcut. Nu vine să se laude, să se jlefuiască pe sine, ci vine să susțină această școală, să susțină profesorii. Tot ceea ce înseamnă HDO sunt colegi care nu predau discipline de la bacalaureat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să o remarcăm pe Mihaela Amăricăi. Când realizează colega noastră un spectacol în sala Consiliului Județean, multe au fost difuzate în weekend la Campus TV și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. Păi știe să-i mobilizeze în așa fel încât mulți spun, eu trebuie să evoluez pe scenă ca un profesionist. De asta Teodor Manciulea a fost unde a fost cu muzica ușoară, Bianca Purcărea și mulți alții care sunt copii extraordinar de talentați. Rareș Dura este unul dintre muzicanții noștri, să spunem așa. Iată, îl găsim la germană și cu premiul 1 și cu premiul 2 la Olimpiade. Nu e întâmplător. Ei îmbină frumosul din toate punctele de vedere. Știu ce înseamnă și știință, știu ce înseamnă și artă, știu ce înseamnă și distracție. Bun, încă 3 întrebări, domnul director, foarte scurt. Gimnaziu, ați avut examen de admitere până la urmă și în clasa a 5-a la Colegiul HDO. Îmi spunea cineva că și aici a fost o concurență fantastică pentru a intra într-adevăr, chiar și la 5-a. Am făcut o evaluare, o triere, să spun așa, pentru că e greu să câte locuri ați avut? Am avut 30 de locuri, nu mai știu câți au fost înscris, 46 parcă. Au venit extrem de emoționați, dar au știut să se mobilizeze. Să știți că noi organizăm evaluarea aceasta pe limbă și literatură română, matematică, subiecte proprii. O să le punem și pe site-ul școlii ca să vedeți ce realizează profesorii din HDU. 45 de puncte acordăm pentru matematică, 45 de puncte pentru limbă și literatură română. Probele se susțin una după alta, cu o pauză de 15 minute între ele și după aceea este o testare orală pe limba engleză. Pentru că este limba străină de bază. Care deci se obligatorie și testarea obligatoriu pe limba străină. Deci clasa se face și pentru limba engleză. De aici, să știți că rămân foarte mulți care vin la învățământul bilingv. Clasele de gimnaziu sunt, după părerea mea, foarte reușite în HDO. Vedeți rezultatele de la clasa 8-a de acum. Chiar dacă nu au rămas toți în clasa a 9-a, dar au intrat foarte mulți în HDU. Iar cei care au fost profesorii lor, a fost clasa Violetei Țârlea, doamnei Țârlea, clasa excepțională, vă spun. O clasă care a fost discretă, care a știut să muncească și rezultatele sunt bune. Întorcându-ne la profesor, domnul director, tot așa circulă un zvon că aveți profesori la HDU care sunt ofertați de universități din România și nu numai, dar care au preferat să rămână la HDU. Da. De domnul Solcan am auzit, de domnul Enescu. Sunt colegi care ar face cinste învățământului universitar românesc. Dar au rămas aici în Buzău pentru că aici sunt oameni. Cum ați reușit care, să-i țineți? Păi să știți că nimeni nu poate să-i țină. Dumnealor se convin că trebuie să rămână aici. Își găsesc însă timp, cum este colegul Bogdan Enescu, să meargă fie în Statele Unite, vara, să susțină acolo cursuri sau să pregătească loturi ale altor țări, să conducă loturile naționale ale României la Balcaniadă sau la Olimpiadele Internaționale de Matematică. Dan Solcan a susținut teza de doctorat și lucrarea lui de doctorat a apărut în Franța. Este o lucrare, o carte pe care, care s-a tipărit în sensul acesta. Îl avem pe Mihai Mâncu, profesorul de geografie, care, cum să vă spun, în teren se descurcă extraordinar. Cred că este unul dintre cei mai buni specialiști din țară în domeniul acesta al geografiei, în munca de teren, să spunem. Sunt foarte mulți, să știți. Deci fac un sacrificiu profesor, până la urmă acest profesor, da, pentru emblema HDU-ului, deci ar avea posibilitatea să plece la facultăți din România și preferă să rămână aici. Vă rog să mă credeți că trebuie să îmi exprim respectul pentru toți colegii din HDU, pentru că rezultatele sunt ale tuturora.
Haideți odată să ne uităm și pentru și peste rezultatele pe care le obțin la clasă copiii. Mediile anuale. Pentru că nu toți au șansa, că e o șansă până la urmă, că iată ajungem la un scor cu examenul de bacalaureat, să predea o disciplină de bacalaureat. Dar toți știu ceea ce înseamnă HD-ul și trag cu dinții ca școala asta să se mențină acolo unde este locul. Da, ultima întrebare, dacă ați avut cumva și cazuri de profesori care totuși au părăsit HD-ul, mă refer măcar la capitolul ăsta să fi fost atrași financiar să plece din HD-ul, să plece în străinătate. Ați avut vreo pierdere din punctul ăsta de vedere? Să știți că nu am avut pierderi, cum spuneți dumneavoastră. O singură colegă de istorie a plecat în Statele Unite pentru că ea realizase, intrase în niște programe din acestea pe Holocaust și acolo a găsit, să spun, un mediu mai bun, mai performant în ceea ce dorea ea să realizeze. Atât. În rest, nu a plecat nimeni în Spania, nu a plecat nimeni în Italia, nu a plecat nimeni într-o altă țară ca să studieze acolo. Deși poate ar fi câștigat mult mai bine, că știm că salariile profesorilor... Cu anii în urmă, Dan Ismailescu, Iuliana Ismailescu au plecat într-adevăr, au avut oferte în Statele Unite și iată s-au realizat acolo. Sau în informatică, țin minte Cristi Preda, deci am avut însă au rămas în urmă tot profesori mari în această școală. Da, mai avem câteva subiecte. Din păcate, domnul director, timpul emisiunii a expirat. Un minut doar, vă rog, pentru un nou produs, da, un nou copil da, al colegiului BPHD-ul. Această asociație, Centrul Cultural Bogdan Petrăceicu HD-ul, văd că aveți și un statut. Ce urmăriți, domnul director, prin înființarea acestei asociații culturale? Era o intenție, o ambiție, de fapt, mai veche a noastră, ca HD-ul să devină un centru cultural puternic. Pentru că avem cenaclul literar, avem reviste, susținem conferințe în cadrul Ateneului, avem activități culturale dintre cele mai diverse, participăm la programe și proiecte culturale. Era nevoie de un astfel de centru. Buzăul nu are un centru cultural. Și am zis că dacă HD-ul este o emblemă în ceea ce privește învățământul, poate să devină o emblemă și din punctul acesta de vedere. Centrul Cultural Bogdan Petrăceicu HD-ul va trebui să adune ceea ce are bun Buzăul în momentul de față din punct de vedere cultural. Noi să fim cei care organizează sau care lansează activități. Fie prima care se va desfășura acum în septembrie, este o acțiune care se referă la politicile educaționale, de fapt la impactul globalizării asupra politicilor educaționale. Este organizată de una dintre fostele noastre eleve, o elevă excepțională, Oana Șerban, cred că o cunoașteți, ea a făcut proiectul acesta, a câștigat la Consiliul Județean bani destul de importanți, cu care vom organiza această prima activitate în cadrul Centrului Cultural. Am adunat aici oameni extrem de devotați. Sunt fondatorii acestei asociații, iar în jurul acestora se vor aduna ceilalți colegi și sper că vor fi nu doar din învățământul din Buzău, adică de la HD-ul și de la alte școli, să vină și ceea ce înseamnă elită culturală aici. Dacă la primărie se realizează o serie de conferințe în cadrul zilelor Buzăului și vine academicianul Dan Berindei sau vin alți academicieni, vin și la noi la Ateneu. Ei bine, de ce nu poate să organizeze Ateneul acest centru cultural? Da, foarte bună, o idee bună. Noi de la Campus TV vom fi cu ochii pe dumneavoastră. Sigur, pentru copii să știți că va fi foarte frumos și foarte important să participe. Ei vor fi chemați să conferențieze în fața colegilor lor. Da, ok, mulțumesc frumos, domnul director, pentru prezența la emisiune. Felicitări încă o dată pentru... Și eu vă mulțumesc.
bunul manageriat, da, care l-ați reușit pentru Colegiul HDO, pentru rezultatele foarte bune obținute, cu rugămintea, domnul director, ca în măsura în care aveți copii cu rezultate foarte bune, să-i îndrumați să vină la televiziunea noastră pentru a-i prezenta Buzăinul, în ideea asta de a da la televizor și lucruri plăcute, lucruri frumoase, lucruri culturale, nu toate prostiile cum se dau pe multe alte posturi. Aveți dreptate și vă mulțumim pentru invitație. Ok, atât pentru astăzi. Rămâneți pe Campus TV. Ca de obicei, de la 19:30 urmează jurnalul Campus TV cu colegul meu Mihai Bunăziua, care vă invită de la ora 20 la o altă emisiune cu tematică educațională. Până mâine eu vă spun la revedere și o seară plăcută.